se schimbă ordinea mondială. Imaginile cu Vladimir Putin au devenit virale. Președintele Federației Ruse a fost surprins în două ipostaze surprinzătoare în urma sumitului din Uzbekistan. Imaginile cu Vladimir Putin au făcut în conjurul internetului, iar analiștii consideră că este un semn că imaginea și influența liderului de la Kremlin au fost știrbite iremediabil. Despre ce este vorba? Președintele rus Vladimir Putin a fost observat într-o ipostază la care puțin se așteptau. În urma sumitului de la Uzbekistan, liderul de la Kremlin a fost surprins ținut de braț de către omologul său din Turcia, Recep Tayyip Erdogan. Deși mulți ar putea considera că președintele Federației Ruse ar avea o stare proastă de sănătate din cauza că este ținut de președintele Turciei, fostul ministru de externe Cristian Diaconescu a explicat că nu este cazul. Invitat la Digi24, acesta a precizat sâmbătă seara că este vorba, de fapt, despre un deficit de imagine. Nu există în această lume și la astfel de nivel atingere fizică decât dacă dorești să transmiți un anume mesaj. Dacă dorești ca opinia publică să vadă un anume tip de comportament. Nu, atingerea fizică nu există. Adică Vladimir Putin era, cum se spune, demandorul, cel care venea să ceară, să solicite, iar Turcia era cea mai semnificativă participantă, jucătorul cel mai important de la acest summit pe fundalul detașării lui Jinping, președintele Chinei, pe care îl așteaptă în Congres acasă. Summitul a fost o escală pentru președintele chinez, nu a fost un scop anume. Pentru președintele turc și pentru președintele Federației Ruse, însă, situația era diferită. Ei erau atenți care sunt semnalele pe care le personalizează de la o astfel de reuniune, spune acesta.